ani a unei instituții este o etapă extraordinară, o etapă cu greutate, o etapă cu multe realizări. Suntem un colectiv foarte unit, colaborând cu teritoriul. Avem o misiune foarte importantă. Globalizarea este tot mai pronunțată. Noi trebuie să fim cei care păstrăm tradiția, care păstrăm folclorul și tot ceea ce ne reprezintă ca neam. Trebuie să tindem să ne păstrăm identitatea noastră națională, anume prin păstrarea acestor obiceiuri. Este o instituție cu un istoric, este o instituție cu un patrimoniu, dar este și instituția pe care noi mizăm foarte mult ca politicile pe care le gândim la Chișinău împreună cu colegii din teritoriu să fie mai bine implementate. La vârsta de 90 de ani doresc mulți, mulți ani înainte și mai mulți specialiști angajați, pentru că este de lucru, trebuie să punem valorile noastre naționale, să le punem la loc de cinste. Vă cuprind pe toți și vă urez să iubiți oamenii, pentru că în aceste colective de amatori din Republică sunt cei mai frumoși oameni. Timp de 9 decenii, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial din Moldova a devenit o cetate a tradiției, o cetate unde se păstrează costumul popular autentic, unde se promovează meșteșugurile populare, unde sunt identificați purtătorii de tezaur uman viu și de unde pornesc cele mai autentice cântece, dansuri și folclor autentic. La mulți ani! Adevărată sărbătoare a tradițiilor și valorilor culturale, păstrate cu sfințenie de-a lungul timpului, a găzduit Palatul Republicii din Chișinău. Apropo, dacă acest palat are 40 de ani, atunci, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial a rotunjit 90 de ani în slujba culturii tradiționale. E un bun prilej de reîntâlnire cu oameni deosebiți, personalități, notorii și specialiști din domeniul culturii. Pentru a celebra împreună acest moment istoric, alături de noi vor fi invitați de seamă din România, Israel, Turcia și Italia, manageri ai centrelor de cultură tradițională și membri ai Uniunii Mondiale de Folclor. Rog să-i aplaudați pe toate cei care stau la strajă culturii naționale.
Dragi prieteni, colegi, păstrători și iubitori ai culturii noastre tradiționale românești. Sunt emoționat să fiu primul vorbitor astăzi la această deosebită aniversare, 90 de ani, după cum spun oamenii cu experiență, este abia un început. Și urăm un succes în viitor centrului, pentru că sarcina pe care și-a luat-o centrul este una deosebită. Este una care are o bătaie lungă, atât în trecut, cât și în viitor. Folclorul nostru, cultura noastră tradițională, de fapt, înseamnă reziliența neamului nostru. Este quintesența, este mierea adunată de pe fiecare floare, de oamenii truditori, care nu obosesc să culeagă autenticitate. Și folclorul autentic este, de fapt, acea bogăție pe care am primit-o moștenire de la predecesorii noștri, pe care trebuie să o transmitem mai departe urmașilor noștri și trebuie să ne punem întrebarea cum contribuim noi astăzi pentru a îmbogăți acest folclor, pentru a îmbogăți această cultură, fără a o mutila, fără a-i aduce daune, astfel încât operele noastre artistice de astăzi, peste sute de ani, cei care vor cerceta vor spune, nu vă atingeți. Asta este un folclor autentic lăsat de predecesorii noștri din anii 20-30 a secolului 21. Vă doresc mult succes în această grea muncă pe care o faceți, în această muncă care deseori rămâne nerăsplătită, dar întotdeauna, să știți, întotdeauna apreciată. Cel mai longeviv cor din Republica Moldova activează la Lozova Strășeni, 110 ani. Este deja o constatare că, de obicei, cultura și cultura populară în special are un aspect progresist prin faptul că, de multe ori, cultura populară face un pas mult mai în față față de restul evenimentelor politice, sociale. Și spun acest lucru, fiindcă în urmă cu un an și ceva, Republica Moldova a devenit membră a Uniunii Europene și implicit a Uniunii Mondiale de folclor, promovând valorile culturale din Republica Moldova prin persoana doamnei director Silvia Zagureanu. Chiar dacă este vorba doar de un an de zile de activitate în mijlocul acestei mari familii de peste 50 de țări, prezența domniei sale n-a fost întâmplătoare și nici n-a fost izolată. Întâlnirile noastre din Italia, din Franța,
din Grecia, din România, toate au însemnat inclusiv prezențe clare ale culturii populare din Moldova. Iar toată această activitate a domniei sale a coincis și s-a concluzionat în luna mai acestui an, când biroul nostru executiv a decis ca împreună cu alte 5 personalități ale lumii mondiale culturale populare să-i se acorde în alta voastră distinție de trofeu, de fapt, al Uniunii Mondiale IGF, premiul ex-Oscar în folclor, care l-a primit în acest an la Marsilia. Felicitări, doamna Marsilia! După cum spunea marele Lucian Blaga, veșnicia s-a născut la sat. Prin eforturile centrului, această veșnicie este dusă mai departe, aducându-ne mai aproape de spiritul autentic al culturii noastre, oferind o moștenire vie pentru generațiile viitoare. Spatele cortinei, vă invităm să priviți câteva momente din activitatea noastră. Ministrul Culturii, la rândul său, a oferit angajaților Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial diplome de merit pentru devotament și dăruire. Vecislav Filimon, șef Direcției Documentare și Arhivare. El este și un meșter exclusiv, țesător, îl cunoașteți probabil. Cristina Codoroșa, șef Serviciu Arhivare, cea care se îngrijește de activa noastră de folclor la moment. Corina Rezneac, specialist principal. Mihai Lupu, specialist principal. Alexandru Focșa, șef Direcție Cultură Tradițională, este și un muzician recunoscut în Moscou. Gennadie Tutunaru, specialist principal, cunoscut dirijor de fanfară și responsabil de acest domeniu. Marina Druguș, specialist principal, care e responsabil de colective folclorice. Victor Celan este specialistul principal responsabil de colectivele teatrale. Domnul Marin Bunea,
specialist principal responsabil de tarafă și orchestre populare, este și violonist. Anastasie Gânga, specialist principal, responsabil de colectivă cu dansator, deși coreograf. Marcela Cuicu, șef direcție promovare și comunicare, are grijă de tot ce înseamnă imaginea centrului, mulțumim. Raisa Axenti, specialist principal, redactor. Marin Oloiev, specialist principal. Modelica Maria, contabilă șefă, mulțumim. Luminița Șapca este contabilă principală la centrul nostru. Tatiana Marian, cea mai longevivă directorul nostru, este șef serviciu resurse umane. Vasile Ceban este cu partea juridică la noi în centru. Domnul Grigore Oxente este directorul nostru adjunct. Acum nu vine să zic despre mine, dar am și eu aici pe diplomă, Silvia Zagoreanu, directoare generală. Mulțumesc foarte mult! Și am întâlnit așa frumoși oameni acolo, era așa un colectiv extraordinar, erau spații mici, dar se făceau lucruri atât de mari. Și vă imaginați, azi ascultând acest cor, cât fericire am avut eu și ce noroc am avut eu pe parcursul 35 de ani să coordonez cu cea mai frumoasă artă. Așa m-a învățat pe mine Veronica Gaștea, după 7 ani de școală care am avut la filarmonică, m-a învățat că arta corală este cea mai înălțătoare și cea mai frumoasă artă. Au mai rămas foarte puține coruri în țară, dar ne bucurăm că apar colective tinere care mențin flacăra artei corale naționale. Drept exemplu este și corul Balada, care are 5 anișori și a venit la sărbătoare din satul Măgdăcești, raionul Criuleni, dirijor Diana Maxim. Cultura se dezvoltă întotdeauna prin intermediul instituțiilor. Ele fac legătura între politicile statului și societate. Centrul
național pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial, ajuns la cei 90 de ani, a demonstrat încă o dată că face această legătură și că oferă expertiza procesului cultural, oferă modele și promovează pe profesioniștii care știu să încurajeze societatea și să o orienteze către supremele ei valori. Prin cele realizate de-a lungul anilor, această instituție a fost o reflecție a societății, o oglindă a ei, o oglindă a sufletului acestei societăți, pentru că s-a orientat întotdeauna atât la cultură, cât și la oamenii din domeniul culturii. Asta e Hora de la Prut. De 78 de ani, ansamblul Struguraș de la Palatul de Cultură din Ungheni e parte a patrimoniului nostru cultural. E una dintre cărțile de vizită ale municipiului Ungheni. În cadrul evenimentului, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial a oferit diplome și trofee partenerilor și colaboratorilor săi din domeniul cultural și mass media, care au sprijinit activitatea instituției pe parcursul anilor. Diplome de recunoștință pentru emisiunea Tezaur la TV Moldova 1, producător Irina Ropă. Și doamna Irina este alături de noi nu doar la acest eveniment, dar la majoritatea activităților pe care noi le organizăm. Mulțumim! Felicit, dragi, nu spun colegi, dar dragi prieteni, în
angajați ai centrului pentru tot efortul care am făcut împreună la multe, multe evenimente și eu sper foarte mult, dar sunt sigur că vom continua această colaborare care, cred eu, a început acum 90 de ani. Muzeul exista, centrul a fost creat în 1934 și de atunci această colaborare a început și au fost realizate foarte multe proiecte. Mulțumesc foarte mult și succes în continuare! Centrul este al tuturor oamenilor îndrăgostiți de cultură, a celor care știu să cânte, a celor care știu să meșterească, a celor care știu să danseze și a celor care își doresc să facă acest lucru tot mai bine și mai bine. Pentru că această instituție poate fi regăsită mereu, oriunde se întâmplă marele evenimente culturale din teritoriu. Întâi de toate la acreditarea colectivelor, model pentru a le certifica contribuția la procesele culturale, apoi la târguri, la festivaluri, la hramuri, întotdeauna acolo unde se respiră cultură, unde cultura este respectată. Cu fiecare costum păstrat, fiecare dans învățat și fiecare ornament readus în actualitate, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural ne reamintește de rădăcinile noastre și ne inspiră să prețuim ceea ce avem mai de valoare.